Super! Salut! Eu sunt Antonio. O să încerc în două ore să vă fac o introducere în rețele neurale, astfel încât la final să putem clasifica text folosind rețele neurale implementate în PyTorch. Și o să încerc pe lângă cod să vă dau minimul de teorie necesar, astfel încât să aveți o idee cam cum funcționează în spate rețelele neurale și de ce ar merge pe problemele pe care vreți voi să le rezolvați. Super! Și o să încerc printr-o formulare generală a unei probleme. De exemplu, dacă ați vrea să preziceți prețul unei case și aveți date despre case de tipul câți metri pătrați are casa, câte camere are, câte băi are, și aveți mai multe exemple de case, să zicem, cu 50 de metri pătrați, 2 camere, 2 băi, 100 de metri pătrați, 5 camere, o baie, și pentru fiecare casă la care v-ați uitat aveți prețul real al casei, nu știu, 100.000 de dolari, 200.000 de dolari, 300.000 de dolari. Ceea ce ați vrea voi să faceți cu un astfel de set de date este să găsiți o funcție f astfel încât pentru toate datele de aici de mai sus, dacă aplicați funcția și dați parametrii casei, 30 de metri pătrați cu 3 camere și o baie, să poată să vă estimeze prețul casei pe care le știți deja. Și sperați că dacă găsiți o funcție care pentru toate datele pe care le aveți din setul de train, ați vorbit de setul de antrenare în introducerea în machine learning, super. Sperați că dacă găsiți o astfel de funcție care pentru datele caselor pe care le aveți deja anotate vă estimează prețul corect al caselor pe care le aveți deja anotat, pentru o casă nouă pentru care nu știți prețul, 75, să zicem 2 și 2, să puteți folosi această funcție pe care ați găsit-o deja, să-i dați ca parametri noua casă și să vă estimeze prețul ei. Ok? Are sens până aici, nu? Asta s-a făcut în partea de intro to machine learning. Super! Acum, cu ce ne ajută rețelele neurale în problema asta? Păi, în mare, asta e cumva o super simplificare, dar față de ceea ce se întâmplă în mod biologic, dar este suficient pentru purpose-ul nostru din ziua de azi. În mare, ce face un neuron este că primește input-uri de la alți neuroni, să zicem aici ar fi trăsăturile casei, numărul de metri pătrați, câte camere are, câte băi are, și mă rog, cumva argumentul biologic care nu e neapărat accurate, dar în fine. În inteligența artificială, atunci când ea se predă la facultate, se zice că un neuron este conectat la alți neuroni prin aceste dendrite, el primește un semnal electric de la neuronii din spate, iar apoi dendritele amplifică sau diminuează semnalul ăla electric. Asta în inteligența artificială se traduce prin faptul că dacă aici am niște parametri x1, x2 și x3, ce ar face neuronul meu artificial e că ar descoperi o pondere pentru fiecare dintre acești parametri. Ponderea se notează de obicei cu W, de la weight, adică cât cântărește în decizia mea parametrul respectiv. Și am o pondere pentru primul neuron, adică cu care ori mi-amplific valoarea, ori mi-o diminuează, o mulțesc cu o valoare. O pondere pentru un al doilea neuron, o pondere pentru al treilea input și neuronul mai are în el în inteligența artificială asta se numește un bias. Deci el adună tot curentul pe care îl primește de la ceilalți neuroni, dar mai are și el curent electric în el. Biasul se numește bias pentru că indiferent de ce input îmi vine, în decizia neuronului el pleacă tot timpul de la valoarea asta. De exemplu, dacă biasul meu este minus 100, neuronul o să fie tot timpul înclinat să dea o valoare mai negativă. Dacă biasul este plus 100, neuronul o să fie tot timpul înclinat să dea o valoare mai pozitivă. Adică biasul este înclinația neuronului spre o anumită decizie sau alta, indiferent de ce input primește de la ceilalți neuroni. Apoi însumează tot curentul ăsta electric și dă afară rezultatul. Până aici are sens, este simplu. Da? Bun. Acum,
cu ce ne ajută pe noi asta? Hai să luăm un exemplu mai simplu. Dar înainte de asta o să mai spun încă o chestie ca să fim ușor după. După ce face această sumă, gen x1 ori w1 plus x2 ori w2 plus x3 ori w3 plus b, neuronul mai înainte verifică dacă curentul electric total adunat este peste un anumit threshold. Dacă da, transmite mai departe răspunsul, dacă nu, nu transmite mai departe răspunsul. Aici, din nou, nu este chiar accurate din punct de vedere biologic, dar o să vedem că ne ajută pe noi foarte mult din punct de vedere matematic. Să vedem în ce fel. Să zicem că am un singur input, X, pe care îl trimit la 3 neuroni. Am un neuron aici, un neuron aici, un neuron aici. E suficient de mare ca să se vadă? Super. Bun. Ce se întâmplă este că primul neuron o să înmulțească X cu un W1 și își adună bias-ul lui și dă afară output-ul. Deci, practic, output-ul primului neuron, Y1, ca să zicem așa, o să fie W1 ori X plus B. E ok? Mai țineți minte de la geometrie că Y egal cu AX plus B este ecuația unei drepte? Super! Deci, output-ul primului neuron o să fie, practic, o dreaptă. Ăsta este X și ăsta este Y1, output-ul primului neuron. Până aici e ok? Are sens? Super! Output-ul celui de-al doilea neuron o să fie tot o dreaptă. Aici am un W2, aici am un W3, bias-ul 2, bias-ul 3 și o să am să zicem așa o altă dreaptă care o să fie output-ul neuronului 2 și încă o dreaptă care o să fie output-ul neuronului 3. Bun, deci pentru X atât, output-ul neuronului meu o să fie atât. Pentru X atât, output-ul neuronului meu o să fie atât. Are sens până aici? E ok? Bun. Și acum, ce se întâmplă este că aici ar interveni partea în care neuronul nu dă afară un output decât dacă este peste un anumit threshold. Și în general, threshold-ul ăla o să fie setat la 0. Deci peste output-ul neuronului ăsta, care în mod normal este o dreaptă, s-ar aplica o funcție de threshold la 0. Adică, de exemplu, dacă output-ul neuronului ăsta ar fi minus 3, cum ar fi aici, de exemplu, nu dăm afară minus 3. Pur și simplu zicem, neuronul ăsta nu face nimic. Este 0. Și tăiem și aici. Tot ce ar fi output negativ, neglijăm. Tot ce ar fi output negativ, neglijăm. Ok? Chestia asta se numește RELU, care vine de la rectified, că e rectificată, tăiem o parte din ea, linear unit. Și o să aibă sens de ce facem asta într-un moment. Acum, dacă iau ăștia 3 neuroni, le-am aplicat RELU peste ei și apoi introduc într-un neuron pe următorul strat, care ia output-ul celor 3 neuroni și îl combină. Și aici o să se întâmple toată magia. Practic, ce s-ar întâmpla ar fi că ar veni următorul neuron și o să-i desenăm graficul lui aici. E ok, se vede, e prea jos. E super. Care ce ar face? Ar aloca o pondere W4, W5, W6 peste output-ul la fiecare din cei 3 neuroni de pe primul strat, care ar arăta ceva de genul ăsta. Să zicem că pe ăsta le mulțește cu 1, pentru simplitate. Și atunci output-ul neuronului ăsta ar arăta așa. Să zicem că pe ăsta le mulțește cu minus 1. Și atunci output-ul neuronului ăsta ar arăta așa. Și să zicem că pe ăsta le mulțește tot cu 1 și apoi output-ul neuronului ăsta ar arăta așa. E ok? Are sens? Ce se întâmplă acum când adun cele 3 grafice? Cum o să arate graficul final?
Da. Asta ar fi o observație foarte bună. Threshold-ul de 0 se aplică pe output-ul original al neuronului, adică aici. Aici tot ce a fost negativ a fost eliminat, rămâne 0. După ce am înmulțit, după ce vine neuronul al doilea și înmulțește cu minus 1 aici, este ok să am valori negative. Adică el consideră că valoarea asta ar trebui scăzută din celelalte. Adică el ar vrea să dea o valoare pozitivă informației de la primul neuron și de la doilea, de la treilea neuron, dar vrea să asocieze o valoare negativă celui de-al doilea neuron. De exemplu, dacă să zicem că vrei să cumperi o casă și primul neuron calculează cât de confortabilă e casa, al doilea cât de gălăgioși sunt vecinii și al treilea cât de mare este casa, neuronul care vine aici zice, ok, vreau să dau o valoare pozitivă la cât de confortabilă este casa, vreau să dau o valoare negativă la cât de gălăgios sunt vecinii, o să mulțesc cu minus 1, deci trag cu minus 50 în jos valoarea la decizia mea finală, și o valoare pozitivă la cât de mare e casa. Deci, cumva, aici ce spunem este că, ok, dacă vecinii sunt mai gălăgioși decât 0, nu-i luăm în considerare. Și emitem doar o valoare pozitivă, zicem, pentru cât de gălăgioși sunt vecinii. Dar neuronul de aici, următorul, poate să zică, ok, eu pentru decizia pe care vreau să o iau, dacă mă mut sau nu, vreau să cântăresc negativ gălăgia vecinilor și mulțesc cu minus 1 și pot să am valori negative care nu sunt afectate de threshold-ul ăla. Deci threshold-ul ăla e cumva în partea inițială. Are sens cumva? Dar o întrebare și o observație foarte bună. Bravo! Are sens? Bun. Acum, ce se întâmplă dacă adunăm astea trei grafice? Adică, cum ar arăta graficul meu final? Adică, în practică, ce aș vrea să fac e dacă mie vine un X care are valoarea 3, mă uit aici la câte valoarea 3, mă uit aici la câte valoarea 3, mă uit aici la câte valoarea 3, adun astea trei valori și obțin un punct aici. Dacă aș aduna toate graficele astea trei, ce mi-ar da? Păi, din cauza că am folosit trelul, și asta e cumva partea foarte importantă, vedeți că graficele la al treilea neuron și la al doilea neuron pornesc mult mai târziu decât graficele primului neuron. Asta înseamnă că pentru o valoare care este mai mică de atât, output-ul meu, care este suma celor trei neuroni, o să fie doar output-ul de la primul neuron. Pentru că ceilalți doi neuroni au valoarea 0 până acolo. Are sens asta? Super! Deci până pe aici, o să am output-ul de la primul neuron. De aici, încolo, intervine output-ul și de la al doilea neuron, care trage în jos decizia. Primul neuron trage mult în sus decizia, al doilea neuron trage puțin în jos decizia. Per total, tot o să meargă în sus, dar nu o să meargă la fel de mult cum ar fi mers doar de la primul neuron. O să meargă mai molcom, să zicem așa. Până aici, când cel de-al treia neuron o să aibă și el o valoare. Și întrage decizia mult în sus. Și așa ar arăta graficul meu final. Aici, cumva, intervine de ce rețelele neurale sunt importante în inteligența artificială și de ce funcționează așa de bine. Pentru că ce observați aici este că, practic, fiecare neuron a tras o liniuță din graficul unei funcții. Are sens? De ce s-a întâmplat asta? Da? Nu? Super! Asta înseamnă că dacă aș fi avut mai mulți neuroni aici, eu aș fi putut să desenez graficul oricărei funcții, indiferent cât de complicată sau de simplă ar fi fost ea, din neuroni. Deci o rețea neurală este practic un template generic de funcție care îți învață pentru orice date îi dai, el îți găsește funcția care simulează pe punctele tale tot timpul. Indiferent cât de simplă sau de complicată este funcția aia. Cumva asta e motivul pentru care rețelele neuronale au atâta succes în inteligența artificială. Pentru că literalmente poate să-ți deseneze graficul oricărei funcții și tu practic doar îi dai niște date de intrare și datele de output și ajustând acești parametri, W-urile și B-urile, ce poți face este că poți desena orice funcție. Și poți găsi fix funcția care îți estimează ție, de exemplu, prețul casei.
am pregătit aici o imagine foarte drăguță care să ilustreze asta. Super. Aici am funcția sin și aici este output unei rețele neurale cu 3 neuroni, care deocamdată este random, adică pur și simplu trage 3 liniuțe exact ca în graficul pe care vi l-am desenat eu, care la început sunt random. Și apoi am făcut o animație care să vă arate pe măsură ce rețeaua învață cum se emulează funcția determinată de rețeaua de neuroni peste punctele din setul meu de antrenare. Vă arăt aici. Deci asta face practic o rețea neurală. Este un template generic de funcție și în care practic ai câte o fiecare neuron desenează o liniuță și în timpul antrenării rețelei neurale funcția ta se emulează pe punctele tale. Și apoi odată ce ai descoperit funcția asta care e cu albastru rețeaua neurală, o pot folosi ca să prezic pentru un nou X output-ul la, mă rog, oriunde pe graficul ăsta. Are sens? Cât de cât? Cui se pare fascinant? Super! Eu am întrebare. Da. Am văzut că deci întrebarea mea este așa. Am văzut că atunci când începe să se linieze pe funcția cosmos. Da. A mai apărut încă o inflexiune acolo. Da. Adică apare... Nu, aici sunt doar 3 neuroni, doar că în funcție de cum setezi ponderile și treci... ideea e că ce-am făcut aici este un caz simplist, dar dacă chiar faci... dacă setezi threshold-urile astea puțin altfel, poți să-ți apară mai multe inflexiuni decât 3. Adică aici fiecare venea unul după celălalt, dar ce se întâmplă este că poți să le suprapui și... pe măsură ce faci reluș și mulțești cu ponderile alea, se pot apărea mai multe inflexiuni. Da, și asta e doar cu 3 neuroni. O să încerc să rulez asta cu mai mulți neuroni, să sper că nu se strică. O să copiez asta și mai fac un bloc de cod. Și pot să schimb aici, să arătăm, să vedem cum ar arăta cu 20 de neuroni. Sper că merge. Durează o secundă. Da, în fine. O să las să ruleze și când termină o să revină spre lui. Dar cumva cam asta e ideea generală. Deci o rețea neurală este un template generic de funcție în care practic fiecare neuron desenează un mic segment și în timpul antrenării unei rețele neurale ce se întâmplă este că fiecare segment își găsește locul astfel încât când adun toți neuronii să îți deseneze practic orice funcție. Și asta o putem folosi ca să modelăm orice funcție. Pentru predicție de case, pentru predicție de anomalii în video, pentru traducere de text, pentru tot. Adică toate use case-urile mari pe care le-ați văzut la momentul de față în inteligența artificială, începând de la ChatGPT, Sora, chestii de creare de video, creare de imagini, toate se bazează pe rețele de tipul ăsta. Și atât. Toate se bazează pe rețele de tipul ăsta. Bun, și o să încercăm să antrenăm o rețea de genul acesta. O secundă. A terminat. Hai să vedem dacă merge asta. Da, aici este cu 20 de neuroni. Aici, după cum vedeți, se pliază aproape perfect pe sinus. Și are mult mai multe ondulări, ca să zic așa, și ia curba mult mai bine. Da. Ca să se regreze pe funcția noastră sinus, se schimbă bias-ul sau ponderea aceea? Tot, și weight-urile și bias-ul. Okay. Da. O să încerc să dau o intuiție la cum se întâmplă asta acum. Și apoi o să încercăm să ne uităm puțin pe codul care implementează asta. Spune. Ok, deci fiecare neuron reține câte o caracteristică. Practic, unui preț, unui,
Pentru exemplu de aici are doar weight și bias. Pentru exemplele pe care o să le faceți, de exemplu, în workshop-ul de Transformers, o să aibă mai multe... există mult mai multe chestii pe care le poți face cu neuronii ăștia. Dar pentru exemplele pe care o să le folosim noi la cursul de azi, toate neuronii au doar weight-uri și bias-uri, da. Există neuroni mai complexe, există rețele convoluționale, există rețele recurente care, în care neuronii se uită și pe... în timp să vadă cum s-au schimbat lucrurile, dar nu intrăm în asta deocamdată. Deocamdată, pe partea de intro, o să învățăm să folosim astea și apoi la Transform o să învățați chestii mai complicate puțin. Dar, da, pentru exemplele pe care le avem azi, toate au doar weight-uri și bias-uri. Adică, în cazul de față, input-ul meu există este fix asta de aici. Asta e rețeaua care e implementată în primul grafic. Am un singur X, intră în 3 neuroni și am 3 weight-uri și 3 bias-uri și apoi mai intră într-un ultim neuron care are 3 weight-uri pentru cele 3 output-uri și un bias. Ok? Ok? Super! Bun! Acum o să mai spun doar puțină teorie înainte să intru în partea de cod. Întrebarea este cum se găsesc weight-urile și bias-urile astea astfel încât rețeaua noastră să se simuleze pe funcția care este descrisă de punctele noastre. Ok? Deci cumva asta vrem să facem în timpul antrenării. În timpul antrenării ce vrem să facem este să găsim aceste weight-uri și bias-uri astfel încât liniuțele astea să se ajusteze pe pattern-urile date de punctele noastre din setul de training. Ok? Super. O să șterg aici puțin. Da, sigur. Deci în graficul nostru aici, toți cei 20 neuroni primesc același X sau sunt orientați altfel? Primesc același X. Deci e fix așa, doar că aici mai am încă 17 neuroni, același X intră în toți neuronii. Și output-ul e Y. Scuze? Output-ul este Y. Da, output-urile pentru primii neuroni sunt ceva de genul ăsta, în care practic primește X-ul și trage liniuțe diferite cu X-ul. Și apoi am neuronul de pe următorul strat, care ia tot 17, mă rog, 20 de neuroni, le mulțește cu pondere, cum s-a întâmplat aici, și le adună și obține graficul ăsta combinat. Scuze? Mai este un neuron. Da, pe următorul strat, care îi combină pe toți ăștia. Sunt 21? Deci ar fi 21 total, da, corect. Okay. Da, corect. Când am zis 3, mă referam doar la primii 3, dar mai există încă unul pe stratul al doilea care combină rezultatele lor. Da. O observație foarte bună. Da, deci ar fi 21 total. Super. Acum. Cred că pot să vă arăt puțin codul de la o rețea înainte să intrăm să o antrenez, ca să vă faceți o idee. Deci, în principiu, asta e rețeaua. Asta e tot. Există framework-uri high level, cred că pot să fac zoom mai mare. Există framework-uri high level, de exemplu PyTorch, care implementează toate chestiile astea pentru voi. Și... dar nu știu dacă să mă duc acolo sau să arăt de aici, o să arăt de aici. Practic, ca să definești o rețea neurală cum am definit-o noi aici, cu un număr de neuroni, am un input, se duce la 3 neuroni și apoi la ultimul neuron. În cod se poate face foarte simplu. Stratul acesta, straturile astea se numesc, există 3 nume pentru ele, există strat liniar, pentru că face doar operații de algebră liniară, doar înmulțiri și adunări. Se mai numește strat fully connected. Connected. Pentru că toți neuronii sunt conectați la toți neuronii. Sau se mai numește strat dense. În funcție de ce librării folosiți sau pe ce tutoriale vă uitați, o să găsiți astea trei denumiri, înseamnă același lucru. Toate se referă la un strat în care toți neuronii de pe stratul ăsta se uită la toți neuronii de pe stratul anterior și au weight-uri și bias-uri pentru toți. Ok? În PyTorch, denumirea folosită este de liniar și este destul de simplu să declar straturile astea. Tot ce trebuie să faci este să, mă rog, imports PyTorch,
Când îți creezi un modul, ai doi pași la el, ca să zic așa. Ai un prim pas de inițializare, în care spui ce componente ai în rețeaua ta neurală. În cazul de față am un strat liniar, care are un input și apoi numărul de neuroni pe care l-am stat aici ca fiind 20, pe care primește aici în init neuroni. Deci ăsta ar fi practic primul strat, care are un input și 20 de neuroni aici. Apoi am funcția RELU, Rectified Linear Unit, care îmi face thresholding la 0. Și apoi am ultimul strat, care din numărul de neuroni pe care am avut aici pe stratul de mijloc cum ar veni, îmi dă un singur neuron de output, care o să fie rezultatul meu final. Deci cumva din punct de vedere al implementării, chestia asta este destul de simplă, ca să zic așa. Iar apoi mai există un pas de forward în care spui ce operații vrei să facă rețeaua ta cu un input. În cazul de față este destul de simplu, adică tot ce fac este că pentru un X care primesc ca input, aplic stratul 1 peste X, după aia aplic relu peste ei și apoi aplic stratul 2 peste rezultatul final și doar întorc X-ul. Deci, practic, rețeaua pe care am desenat-o aici se poate implementa, practic, în 10 linii de cod. Ok? Acum, cumva, ce-a mai rămas este să vedem cum putem antrena o rețea astfel încât straturile astea liniare să învețe funcția cât e și 33, super, care să învețe funcția de care avem noi nevoie. Ok? Bun. Partea care urmează este, în cazul în care nu v-a plăcut prima parte că este foarte matematică, partea care urmează este și mai matematică. Îmi pare rău, n-am ce să fac. O să încerc să vă dau o idee despre cum funcționează mare, dar, mă rog, nu trebuie să, pentru a lucra cu ele, nu trebuie să, nu este nevoie chiar de tot ce vă zic eu acum, o să încerc doar să vă dau o idee ca să puteți folosi codul. Mă rog, o să încerc să vă fac o pictură de ansamblu. Revenim la problema noastră inițială. Deci vrem să găsim funcția f astfel încât pe setul nostru de date, atunci când îi dau input casele pentru care știu care este output-ul, output-ul rețelei să fie cât mai aproape de output-ul care știu că este adevărat. Are sens? În general, asta se măsoară cu o funcție de eroare și pentru un exemplu cum ar fi prețul unei case, funcția asta de eroare arată ceva de tipul preț prezis minus preț real la pătrat. Adică, practic, ce vrem să facem este ca prețul pe care prezice rețeaua mea pentru datele de antrenare să fie cât mai aproape de prețul real pentru datele de antrenare. Și eroarea asta, pentru un set de antrenare cu niște X și Y-uri date, de ce depinde? Păi depinde de toate weight-urile și de toate bias-urile. Deci, practic, ce am vrea noi să facem este să găsim toate weight-urile, W1, W2, W oricât ar fi, și toate bias-urile, bias-1, bias-2, bias-ul cât o fi, astfel încât eroarea noastră, care depinde de weight-urile și de bias-urile astea, să fie minimum. E ok până aici? Are sens? Super! De ce eroarea depinde doar de weight-uri și de bias-uri? Pentru că rețeaua, de fapt, care îmi prezice prețul, doar ia input-ul și rămâțește cu niște weight-uri și niște bias-uri. Deci, practic, ce vrem noi să facem este să găsim niște weight-uri și niște bias-uri, astfel încât prețul meu prezis, care depinde doar de weight-uri și de bias-urile alea, minus prețul real să fie cât mai mic. Vrem ca eroarea asta să fie minimă. Acum, pentru că vrei să faci eroarea minimă și, de exemplu, dacă ai putea să pui și modul, de exemplu. Dar ideea e că dacă n-ai pune nici modul, nici pătrat și ai lăsat pur și simplu diferența și ai pune condiția ca eroarea să fie minimă, ai putea, da, să pui prețul prezis minus 1 miliard și atunci eroarea o să fie tot timpul minus o grămadă. Da. Că ai avea minus 1 miliard, minus ceva și îți dă... În momentul în care pui modul sau pătrat, practic... Da.
Ok, asta ți-a răspuns la întrebare, nu? Adică are sens. Ok, deci vrem ca diferența modul între astea două să fie cât mai aproape de zero, practic. Bun. Cum ar arăta graficul unei funcții? Păi, o să încerc să șterg aici. În mod normal, dacă aș avea o funcție, aici am eroarea mea, în funcție de W, și eroarea mea ar fi o eroare pătratică, ar arăta ceva de genul ăsta, să zicem. Bun, deci, revenim. Dacă am un singur W și am un eroarea mea care depinde de un singur W, aș putea să-i desenez graficul funcției cum l-am desenat eu pe tablă. Poate arată așa, poate arată așa, poate arată așa, dar ideea e că dacă aș avea un singur parametru, aș putea să mă uit direct la graficul funcției, văd punctul de minim și zic, ok, ăsta e W-ul pentru care eroarea mea este minimă, pe ăsta folosim la rețea. Asta ar fi simplu, nu? Bun, ce se întâmplă practic este că într-o rețea neurală, dacă vă uitați la rețele de tip Large Language Model, ChatGPT și așa mai departe, iau miliarde de parametri. Asta înseamnă că nu o să ai o singură axă pe graficul ăsta, ci de fapt o să ai 7 miliarde de axe în graficul erorii tale și nu poți să le reprezinți în niciun fel. Adică nu o să poți niciodată să te uiți pe graficul funcției, să zici, da, ăsta e punctul de minim, așa setăm W-ul, pentru că graficul funcției ar avea 7 miliarde de axe și apoi eroarea mea peste ele și nu poți să-l vizualizezi. Are sens? Super! Bun. Ce facem în cazul ăsta? În cazul ăsta, o să șterg asta ca să fac un... O să desenez o funcție în, aici, pe tablă. O să ne prefacem că avem un singur parametru, dar o să ne imaginăm că nu vedem funcția. Adică o să lucrăm cu ea ca și când n-am putea vedea funcția, ca în cazul în care avem 7 miliarde de parametri și nu putem să vedem funcția. Ok? Super. Să luăm o eroare. Să zicem că e de W este 1 pe 4 W pătrat. Am inventat-o, nu contează. O să ne comportăm la fel și cu eroarea reală, în care la eroarea mea reală este diferența între ce am prezis și ce trebuia să prezic în funcție de W și de B. E ok? Super. Bun. Ce se întâmplă în practică și cum găsesc W și B care minimizează eroarea asta? O să lucrez din nou cu o eroare foarte simplă, doar ca să vedeți vizual ce s-ar întâmpla în cazul real. Și ca să ne pretăm pe cazul real, o să ne prefacem că noi nu vedem graficul funcției astea. Bun, ce se întâmplă în practică este primul pas, este că începem cu W și B random. În cazul nostru, în care avem un singur W, o să punem un W random, să zicem 4. 4. Eroarea funcției pentru W 4 este 1 pe 4 ori 4 la pătrat, 4. Bun, acum. O parte din voi cred că sunt la liceu, nu mai știu exact în ce clasă se făcea derivata, între a 11-a sau a 12-a? În a 11-a? Ați făcut derivate? Da. Ah, super. Bun. Ok. Bun, ce se întâmplă? Vă puteți imagina că graficul unei funcții de eroare arată cumva ca niște munți și văi în 3D și ce vrem noi să facem este să găsim cea mai adâncă vale. Dar ce trebuie să vă imaginați în același timp este că sunteți legați la ochi, adică voi nu vedeți nimic în afară de punctul în care sunteți acum. Adică eu pot să evaluez valoarea erorii mele pentru un weight, dar doar atâta pot să văd, adică n-aș ști care e valoarea mea pentru toate celelalte weight-uri, ca să văd unde ar fi minimum.
Și atunci, la fel ca atunci când ați, dacă ați fi pe munte legat la ochi și ați vrea să găsiți cea mai adâncă vale, v-ați luat după pantă, ca să zic așa. Adică ați sta, ați vedea că cădeți în direcția asta și zic, ok, cad în direcția asta, deci în direcția asta este vale. Deci fac un pas în direcția asta. Are sens? Super. Matematic, panta într-un punct al unei funcții este derivata. Și ne dă niște informații foarte importante. De exemplu, o să iau aici niște exemple. Cât timp mai am? Ok. Am timp să fac asta. De exemplu, dacă am aici, să zicem, 1 și 2 și am aici, mai am aici 2 și minus 1 și mai am aici 1 cu 2. Ce informații ne dă panta, mă rog, care credeți că ar fi pantele pentru dreptele astea? Dacă ar fi să puneți niște numere pe ele, ce numere ați asocia înclinațiilor ăstora? Adică, de exemplu, ați vrea ca aici să știți că asta este o pantă foarte abruptă. 2. Bun. Asta e un număr bun. Aici ați vrea să știți că asta este o pantă pozitivă, dar este mai... 1 pe 2. 1 pe 2. Super. Și aici cât ar fi? Minus 1 pe 2. De ce? Pentru că aici facem 2 pași în sus pentru un pas în față. A, deci voi a zis din întâmplare și ați nimerit? Știți că e tangentă, dar noi știați că e tangentă? Da. Nice, bravo, 20 de puncte. Aici facem pe Y un pas pentru 2 pași pe X. Deci aici panta ar fi 0,5. Aici facem minus un pas pe Y pentru 2 pași pe X. Deci panta cumva ar fi un soi de Y1 minus Y2, diferența Y-celor, cât m-am mutat pe Y, pe cât m-am mutat pe X. Și dacă ați făcut, mă rog, la mate sau la fizică, am înțeles că ați făcut unul dintre voi, formula derivate este ceva de genul, dacă aș lua asta, Y1 minus Y2, pe X1 minus X2, și Y-ul, de fapt, înlocuiesc cu f de x, aici ar fi f de x1 minus f de x2 pe x1 minus x2 și pun aici limită când x1 tinde la x2, adică iau două puncte foarte, foarte apropiate. Asta e ecuația derivatei. Așa s-a făcut-o, nu? Super! Și are niște proprietăți foarte importante. Prima proprietate foarte importantă este că derivatele, după cum știți, pot fi calculate instant. Adică, gen, ați văzut că pentru funcțiile de gradul 2, adică, de exemplu, aici știți deja că, de exemplu, w pătrat, derivata lui este 2w. Și așa mai departe. Pentru sinus, pentru cosinus, pentru tot ce înseamnă ridicare la putere, înmulțiri, împărțiri, puteți să calculați derivata instant. Deci 1 se calculează foarte ușor și 2 ne dă niște informații foarte importante în legătură de unde trebuie să luăm cu W-ul. Super, cred că aș putea să mă opresc aici și să continui ora viitoare. Perfect. Și o să vedem cu ce ne ajută informațiile alea după pauză de 10 minute. Super. Bun, apreciez atenția voastră din prima oră. O să încerc să vă mai torturez încă maxim o oră, dar sper să fie și puțin mai drăguț în ora asta a doua. O să încerc să vă arăt un exemplu de cum putem clasifica text cu rețele neurale, care practic o să faceți voi în competiție. Dar până atunci să terminăm partea asta de teorie. puțin doar. Bun, cu ce ne ajută panta? Păi, îmi dă niște informații utile în sensul următor. Dacă panta este pozitivă, înseamnă că funcția o ia în sus. Dacă panta este negativă, înseamnă că funcția o ia în jos. Dacă panta are o valoare foarte mare, înseamnă că o ia foarte abrupt în sus. Dacă panta are o valoare mică, înseamnă că o ia mai lesne în sus. Are sens?
Cu ce mă ajută asta în problema mea? Păi, eu nu pot vedea graficul funcției, dar ce pot vedea este direcția în care să o iau și cât de puternic să o iau în direcția aia. În ce sens? Dacă calculez derivata aici, care este, sper că, sunt puțin răcit, dar cred că e 1 pe 2 W, că ar veni 2-ul aici și ar fi 1 pe... Da, e 1 pe 2 W, nu? Super. Perfect. Dacă panta aici este 1 pe 2 W, aici asta înseamnă că panta ar fi 2. Ok? Ce-mi spune 2-ul ăsta? Îmi spune că dacă aș mări W-ul, mi-ar crește eroarea, pentru că panta e pozitivă. Și cealaltă chestie pe care mi-o spune este că dacă aș mări W-ul, mi-ar crește eroarea destul de mult. Adică dacă aș mări W-ul cu 1, mi-ar crește eroarea cu 2. În timp ce dacă aș fi aici la 1, să zicem, eroarea mea ar fi, pardon, panta mea ar fi 0,5. Dacă aș fi la minus 1 aici, panta mea ar fi minus 0,5 și la minus 4 panta mea ar fi minus 2. Bun, și în ce sens mă ajută panta? Păi, dacă pot calcula derivata aici și văd că este 2, înseamnă că dacă aș crește W-ul, mi-ar crește eroarea. Deci, pentru o derivată pozitivă, vreau să scad ceva din W ca să-mi scadă eroarea. Deci, derivata îmi spune în ce direcție trebuie să fac pasul, dacă trebuie să scad ceva sau să cresc ceva din variabila curentă. La fel și aici. O derivată minus 2 înseamnă că dacă aș crește W-ul, mi-ar scădea eroarea. Are sens? Bun. Și celălalt lucru pe care mi-l spune derivata pentru o funcție cum e asta pătratică este cât de departe sunt de minim. De ce? Aici puteți vedea că dacă am... Dacă sunt foarte aproape de platou, derivata mea începe să devină mai mică și, în schimb, dacă sunt foarte departe de platou, de porțiunea asta mai plată, derivata mea este mare. Deci, dacă derivata mea este mare și pozitivă, trebuie să fac un pas cu minus și pot face un pas mare, pentru că sunt departe de minim. Dacă derivata mea este mai mică sau pozitivă, trebuie să fac un pas tot așa negativ, dar pentru că derivata mea e mică, o să fac un pas mai mic. Adică n-aș vrea, de exemplu, să fac aici un pas cu minus 5 și să ajung aici. Deci derivata îmi spune direcția în care trebuie să iau și cât de mare e pasul. Dacă derivata este mai mare, vreau să fac un pas mai mare sau acopăr o distanță mai mare. Dacă derivata este mai mică, vreau să fac un pas mai mic pentru a fi sigur că nu depășesc punctul ăsta de minim și că ajung undeva pe aici. Are sens? E, și modul în care învață rețelele acestea neurale este prin ceea ce se numește gradient descent. Gradient este cuvântul din engleză pentru derivată. Și funcționează ceva de tipul următor. Fac în mod iterativ până când consider că nu mai pot să mai optimizez nimic. W devine W minus derivata în funcție de W. Și hai să vedem pe cazul ăsta cum ar funcționa. Deci prima dată W este 4 la momentul 0. La momentul 1 W devine 4, cât era el, minus derivata. La 4 derivata este 2, deci W devine 2. La pasul 2 W este, devine, să fac așa, 2 minus derivata. Derivata am zis că este 1 pe 2 W, deci ar veni 1 și devine 1. La pasul 3, W devine W1 minus derivata pentru câte W acum pentru 1. Este 1 pe 2 ori 1, 0,5, care dă 0,5. La pasul 4, W devine 0,5 minus 0,25, care e 0,25 și așa mai departe. Și puteți vedea cum, cu regula asta simplă, pot găsi W-ul meu, astfel încât eroarea mea în funcție de W să ajungă minimă. Are sens? That's it, adică practic asta e tot. Așa funcționează o rețea neurală. Cum v-am arătat în primul
în prima oră aia este arhitectura unei rețele neurale și asta e cum se antrenează o rețea neurală. Are o singură regulă, asta. Pornesc cu weights-uri și cu bias-uri random și apoi calculez derivata erorii față de fiecare weight și de bias și din fiecare weight și bias scad derivata. That's it. Și cu aceste două principii puteți construi, mă rog, plus încă unul pe care o să-l găsiți la Transformer, sunteți deja foarte aproape de a construi un propriu ChatGPT. Există o întrebare sau? Ah, ok. Bun. Pe lângă derivată, aici mai fi încă o mențiune de făcut. Mă rog, asta se numește gradient descent. Gradient descent. Bun. Pe lângă derivată, mai există încă o pondere aici, care se numește learning rate, LR. Learning rate, care spune care, cât de rapid vreau să fac pași sau cât de încet. Learning rate-ul ăsta este util pentru cazurile în care, să zicem că eroarea mea nu era 1 pe 4 W pătrat, ci era 300 W pătrat. Derivata ar fi fost 600 W. Și dacă puneam cu W 4 și scădeam minus 600 ori 4, m-aș fi dus pe la minus 2400 sau ceva de genul acesta. După aia, de la minus 2400, dacă scădeam iarăși derivata care era 600 ori minus 2400, m-aș fi dus la 10.000 în partea asta altă. Și aș fi mers ceva de genul ăsta. Aș fi mers din ce în ce mai sus și din ce în ce mai departe de minim. Pentru cazuri de genul ăsta există learning rate-ul care domolește cumva pașii. În general, learning rate-ul are valori de tipul 10 la minus 3. 10 la minus 4, 10 la minus 5. Multe modele, cum ar fi large language models, folosesc se duc până chiar la 10 la minus 7. Da, cam asta. Și, mă rog, dacă, după cum puteți vedea, ar funcționa chestia asta cu gradient descent și dacă am pornit de aici. Dacă aș porni de la minus 4, W ar fi minus 4, minus derivata care ar fi minus 2, minus minus 2 dă plus 2, și ar fi minus 4 plus 2, mă ajunge la minus 2. Și tot așa. Ok? Bun. Cam asta e tot. Asta, acum putem să ne uităm puțin pe cod, să vedem cum s-ar implementa asta pentru problema sin. Și apoi o să facem asta pentru o problemă de text. Deci, am pus pe Discord, aici, pe general, link către Colab, ca să puteți avea toți acces la cod, să vă uitați la el în caz că aveți nevoie. Și, pe prima bucată de cod, aici sunt niște importuri, astea nu contează. Și avem aici. Prima bucată de cod este cea în care definim modelul. Când, mă rog, o să importăm Torch și o să folosim Torch. Torch este o librărie care te ajută să implementezi rețele neurale ușor. Super. Ca să fac un model în Torch, tot ce am nevoie este asta. Îmi fac o clasă care moștenește Torch NN module, care o să fie practic un modul de tip rețea neurală, care, pentru care trebuie să implementați două funcții. Aveți partea de inițializare, în care vă declarați straturile, și partea de forward, în care faceți operații cu inputul vostru. În partea de inițializare, nu știu dacă o să șterg aici. O să încerc să reiterez pe tablă pașii. Deci, 1, îmi fac o clasă pe care o numiți cum vreți voi, model sau rețea neurală, care moștenește Torch NN module cu M mare. Module. Asta ar fi primul pas. Pasul 2. În acest modul aveți nevoie de funcția init
care primește ca parametru self, ați făcut obiecte în Python? Ați făcut la intro în Python obiecte? Nu? Ok. Atunci puteți copia codul ăsta ca atare și... Învățați după, da. În fine. Ideea este că în init e clasa constructor. E... Da. Da. Deci, nu. Fix așa. Asta este funcția care știe pentru care, mă rog, în general, toate clasele din Python au funcția asta, care se apelează atunci când construiești obiectul. Adică eu când o să-mi construiesc mai jos, să zic, rețeaua mea, să zicem, net, de la network, sau cum vreți voi să o numiți, egal cu model, o să se apeleze funcția asta de init. Ok. Ok. O să mai facem o... Vă mai întreb, mai ziceți voi ce știți, ce nu știți, să discutăm. Da. Deci în momentul în care inițializezi clasa asta, creezi un nou model, se apelează funcția asta care trebuie tot timpul să aibă numele ăsta obligatoriu. Deci, bună întrebare. Self pur și simplu face referire la obiectul care tocmai s-a construit. Ăsta e un parametru pe care o să trebuiască să-l primească tot timpul. Și... la funcția asta poate să mai primească alți parametri. De exemplu, eu aici am setat să primească numărul de neuroni. Dar poate să mai primească. Adică puteți să o lăsați așa dacă vreți. Și să-i puneți voi de mână neuronii și toate lucrurile. Dacă vreți să mai primească alți parametri, de exemplu, aici vreau să zic că am o rețea cu 10 neuroni, pot să-mi fac aici funcția de care îmi inițializează clasa, să-mi zică că numărul de neuroni să-i primească, pur și simplu, ca la o funcție în si. Și apoi pot să fac ce vreau cu parametrii ăștia. Și numărul de neuroni este practic prima valoare pe care o primește aici. Are sens? Deci asta practic când creezi un obiect, se apelează funcția de inițializare, care e, ca un, e constructorul practic, dacă ați făcut în si așa ceva, dacă nu, îmi pare rău, nu știu. Bun. Și aici, după self, sunt toți parametrii pe care vreți să-i pasați la inițializare, customizabil. Da, ai o întrebare? Clasa model are nevoie și de un constructor sau doar de constructorul? Da, aveți nevoie doar de ăsta. Ăsta e constructorul. E suficient. Nu mai aveți nevoie de alt constructor, dacă asta era întrebarea. N-ai nevoie în cazul ăsta. Se dezalocă singur. Super. Și, foarte important, trebuie să faceți super punct init. Super punct init. Ce face este că apelează constructorul de la clasa torcnnmodule, super este clasa părinte, care vă inițializează în clasa voastră toate lucrurile de care aveți nevoie ca să lucrați cu rețele neurale. Din cauza faptului că asta ține mult de programare orientată pe obiecte și nu neapărat de rețele, o să o las la nivelul acesta acum și, mă rog, mai discutăm după sau vedem. Deocamdată o să vă zic ce ține de rețele. Deci, 1, aveți un clasa care moștenește clasa asta, trebuie să faceți neapărat funcția init, care are tot timpul ca prima linie de cod asta. Ok? Bun. Și apoi, aici, în restul codului din funcția de init, tot ce este mai jos, vă declarați componentele rețelei. Straturile, de obicei straturile, dar când o să lucrați cu transformer sau alte chestii, puteți să vă declarați chestii mai complexe. În cazul de față, aici mi-am declarat două straturi, self.layer1, L1 vine de la layer1, primul strat. Toate chestiile pe care vreți să le folosiți într-un obiect și în alte funcții se salvează în self.
Ok? Adică, de exemplu, dacă o să am o altă funcție care face calcule, aici la pasul 3, o să am funcția de forward, care primește un input x și face calcule cu el. Eu, ca să accesez straturile pe care mi le-am declarat aici la inițializarea clasei, la inițializarea structurii, trebuie să le salvez în self punct ceva. Deci ca în structurile de la si, nu? În structurile din si aveați ceva punct, obiect punct, proprietate? Super. Exact. Bun. Și astea pot să ia, mă rog, aici puteți să vă declarați straturile. Întorci un strat liniar, cum e cel pe care am discutat mai devreme, este torci .nn de la Neural Networks, punct linear, și îi spui câte input-uri o să ai și câte output-uri. În cazul meu o să am un singur input la problema cu sin și câte output-uri vreau să am, pe câți neuroni mi-am propus eu să am, nu neuroni. Apoi pot să-mi declar funcția de relu pe care vreau să o aplic peste neuronii ăștia. Self.relu egal cu torch.nn.relu. Și apoi pot să-mi declar stratul 2, layer 2, care o să fie torch.nn.linear, care primește n-neuroni de pe stratul precedent și scoate un singur output. Ok? Are cât de cât sens, chiar dacă nu știți... Ok, super. Asta este pasul 2. Deci astea sunt obligatorii, mandatorii. Și aici este arhitectura rețelei. Dacă vreți mai multe straturi, puteți să vă declarați mai multe straturi. Dacă vreți mai puține straturi, mai puține straturi și așa mai departe. Bun. Și în partea de forward, care tot așa, asta trebuie să fie un număr, un nume standard. Forward este funcția pe care torch o apelează atunci când vreți să rulați un input printr-un model. Spuneți ce vreți să faceți cu input X. În cazul meu o să return. Ce o să returnez? Peste X o să aplic stratul 1, self.layer1, pe care l-am setat aici. Ok? Peste output-ul de la stratul 1 o să aplic relu, pe care l-am definit aici. Și peste output-ul de la stratul 1 plus relu o să aplic stratul 2. Și asta e output-ul la cazul cu sin. Ok? Și asta e tot. Așa definiți o rețea neurală. Primul pas, în funcția de init, vă declarați structura. În funcția de forward, doar apelați pașii pe care vreți să-i faceți peste un input. Ok? E ușor? Cât de cât? Ok. Bun. Și pentru moment, astea singurele straturi de care aveți nevoie. Apoi, cum antrenez o rețea? Dacă dați mai jos în cod, aici, în acest for. Deci, ce se întâmplă este că o să vreau să fac foarte mulți pași, adică o să vreau să aplic în mod repetat pasul de gradient descent până când funcția mea, până când rețeaua mea converge, până când îmi învață ce vreau să învețe. În cazul de față, am setat 7000 de pași. O să discutăm cu setăm asta mai încolo. Deocamdată nu contează. Am setat 7000 de pași pur și simplu, pentru că era suficient aici. Apoi, în antrenare, există 3 pași importanți. 4 pași, scuze. Aici. Primul pas ar fi declararea unui optimizator. Optimizatorul este cel care știe să facă gradient, să vă calculeze gradienții, derivatele și știe ca din weight-urile voastre să scadă derivatele ca să le îmbunătățească. În general,
mă rog, o să le folosim sins din torch.optim.ceva. În cazul de față am torch.optim.sgd. Gd vine de la gradient descent, adică fix ce am vorbit noi mai devreme. La optimizator, ce trebuie să mai spuneți este parametrii pe care vreți să-i optimizați. În cazul vostru este model.parameters, unde model este un model. Ok. Super. Și dați learning rate-ul. Acum l-ați dat 1 la minus 2, adică 10 la minus 2, dar în general o să vreți valori foarte mici, gen la minus 3 sau la minus 4. Spune. Bună întrebare, o să ajung și la partea aia. Deocamdată CUDA acolo ce face este că îi spune lui PyTorch să ruleze rețeaua pe placa grafică, care placa grafică face foarte rapid operații pe matrici și gen nu am timp să intru în asta, dar practic toate operațiile care se fac într-o rețea neurală sunt operații pe matrici. Adică poți să-ți pui toate weight-urile și bias-urile pe coloane și pe linii și pe matrici și să le faci într-o singură mulțire să calculezi direct output-ul unui strat de neuroni. Da. Și operațiile astea se fac mult mai rapid pe placa grafică și PyTorch îți oferă posibilitatea să rulezi pe placa grafică foarte ușor, pur și simplu punând CUDA, punct CUDA la finalul modelului, cum am pus aici. Punct CUDA la finalul modelului și punct CUDA la finalul inputului, ca să-ți mute pe placa grafică și modelul și inputul să facă calcule mai rapide. O să intru în asta și puțin mai încolo. Dar, bună întrebare. Bun. Și apoi, la antrenare, avem următorii pași. 1. Model.0 grad ce face este că resetează toți gradienții care s-au calculat pentru weight-urile și bias-urile modelului la 0. Pentru momentul de față. Apoi, după ce zic ok, pentru toate weight-urile și bias-urile, uită toți gradienții pe care le-ai avut în trecut, pentru că o să calculăm alții noi acum, alte noi pante, ce fac este că calculez eroarea mea. Eroarea mea aici, ce am făcut, a fost că am dat modelului meu, l-am apelat ca pe o funcție și am dat ca input 10 exemple din mă rog, ar trebui să spun ce input și ce output am. Inputul meu, x-ul meu sunt 50 de numere de la minus 5 la 5 distribuite uniform, care se pot vedea în graficul ăsta. Și y-ul meu este sin de x. Deci asta este inputul meu pe care s-o dat la model, 50 de numere de la minus 5 la 5, și output-ul meu, y, este sin de x, pe care vreau să-l învăț. Ok? I-am transformat în tensori, asta nu o să intru în asta acum. Important este să știi cine e x și cine e y. Sau ar fi bine să vă zic acum? Ok. Problema este că m-am lungit mai mult decât vreau cu părțile astea și nu știu peste ce părți să sar și peste ce părți să-mi scuze că o iau dintr-o parte în alta. Bun. Ați făcut NumPy Arrays? NumPy Arrays? Array-uri de tip NumPy? N-ați făcut? Ah, ok. Bun. Un tensor. Un tensor este un vector sau o matrice pe mai multe dimensiuni, 3, 4 dimensiuni sau câte vreți voi. În momentul în care mi-l transform pe acest x, care sunt cele 50 de numere de la minus 5 la 5 în tensor, PyTorch știe să se uite la toate calculele pe care le fac cu numerele astea, ca după aia să poată să-mi calculeze derivata pentru ele, ca după aia să pot să-l optimizez. Deci PyTorch lucrează doar cu tensori și acești tensori sunt de fapt doar niște matrici, dar sunt niște matrici pentru care PyTorch știe să-mi calculeze el derivatele pentru toate calculele pe care le fac eu. Astfel încât mie mi-este foarte ușor să fac următorul lucru, revenind la antrenare. Deci, aceștia sunt cei 3 pași pentru declararea modelului. Când inițiez o clasă, am init în care declar straturile, am forward în care fac calcule cu inputul meu.
Și apoi poți să-mi creezi un model după clasa asta. La antrenare, am următorii pași. 1, optimizator. Optimizator. De obicei numesc optim egal cu torch.optim. Punct. Aici aveți mai multe opțiuni. Aici am folosit CGD, care vine de la Stochastic Gradient Descent, dar un optimizator mult mai bun care merge pe același principiu este Adam. Și mai noi au apărut, mai nou au apărut versiuni mai noi și de Adam, dar în fine. Mai există și Adam W, dar în principiu pentru tot ce aveți nevoie la, pentru hackathonul de acum este suficient Adam sau Adam W. Apoi, aici declarați numărul de parametri, spuneți ce parametri vreți să optimizați. În cazul vostru sunt parametrii modelului, model.parameters. Asta este o funcție pe care PyTorch vă dă pur și simplu, care știe ea să se uite în modelul vostru și să vadă ce parametri aveți, ce weight-uri și ce bias-uri aveți pe fiecare strat. Și aici trebuie să mai declarați un learning rate, care în general o să fie ceva de genul 1e la minus 4. Ok, super. Asta ar fi primul pas. Pasul 2. Iterez prin date. Și apoi iterez prin date. Și apoi am model punct 0 grad. Este partea care spune ok, pentru fiecare weight și bias uită toți gradienții pe care ai calculat înainte, pentru că o să calculăm alții noi acum. Cum calculezi gradienții acum? Pasul 3, primul pas este să calculezi eroarea mea sau loss-ul, pierderea, cât de departe sunt de ceea ce vreau să prezic. Și aici, din cauza că eu am vrut să-mi dea un număr real, gen să-mi dea sin de x, loss-ul meu este pur și simplu, ridic la puterea a doua, deci diferența. Este diferența la pătrat între y-ul meu și output-ul modelului pentru x. Cu mențiunea că aici am mai făcut niște selecții, adică noi am dat tot dataset-ul de intrare. În practică nu o să puteți să calculați niciodată eroarea pentru toate datele, ci calculați pentru mici chunk-uri de date odată. Un chunk de genul acesta se numește un batch. În cazul de față, batch-ul ar fi de 10. Adică îi dau... Am aici un i care îmi ține minte unde sunt în dataset și am de la i ori 10 până la i plus 1 ori 10. Adică îi dau 10 elemente odată. Ok? Dar... Conceptual vorbind, are sens. Adică eroarea mea este să ridic la puterea a doua diferența între y și modelul aplicat peste x. E ok? E ok? Și ultimul pași sunt loss.backward. Loss.backward ce face? 4. Loss egal cu și-mi calculez loss-ul. 4. Loss.backward este foarte important. Dă-mi ceva? Ok. Loss.backward ce face este că pornesc de la eroarea pe care am calculat-o, având în vedere input-ul și output-ul, și se duce la toți W și la toți, la toate B-urile și calculați derivata pentru ele. Și apoi ultimul pas, pasul 5, este să zic optimizer.step, care ce face este că ia toate derivatele care au fost calculate la pasul ăsta, le înmulțesc cu learning rate-ul, pentru optimizatori mai complicați, cum ar fi Adam, mai fac alte operații peste ei, și apoi aplică formula pe care am scris-o și noi mai devreme, W devine W minus derivata ori learning rate. Deci,
toată partea matematică pe care am scris-o noi mai devreme pe tablă este abstractizată în acești patru pași simpli. 1. Resetez tot gradienții. 2. Calculez loss-ul. 3. Calculez gradienți noi. Prin loss.backward se duce eroarea și calculează gradienții erorii față de fiecare W și B. Și apoi ultimul pas, optimizer.step, îmi ia gradienții aia și mi scade din fiecare W și B ca să obțin niște W și B mai buni. Are sens de ce pașii ăștia sunt aceiași pe care i-am discutat la partea teoretică? Ok, that's it. Aici tot ce am făcut a fost să am un i care pornește de la 0 și se crește cu 1 până ajunge la 5 și fac tot timpul procent 5. Adică i-ul merge 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Și aici ce fac este că iau de la i ori 10 până la i plus 1 ori 10. Adică când i este 0, îi dau primele 10 elemente de la 0 la 10 și calculez eroarea în funcție de ele și fac un pas de optimizare. Când i este 1, îi dau elementele de la 10 la 20 și calculez eroarea pentru ele, fac un pas de optimizare. Și așa mai departe. Timp de 7000 de pași. Restul ce vedeți aici este în plus și este doar pentru animație. Deci codul per se pentru antrenarea rețelei este ăsta. Este loop-ul de antrenare. Și ăsta, care îmi declară rețeaua. Deci, tehnic vorbind, puteți în 20 de linii de cod plus încărcare date și mai departe, 50 de linii de cod, să vă faceți o rețea neurală și să o antrenați urmând pașii ăștia. Da. Aici? Aia este o chestie care e... Cumva ce am făcut este că la fiecare 200 de pași am salvat output-ul rețelei pentru toate numerele de la minus 5 la 5 ca să pot să-l plotez în graficul ăla. Adică am salvat niște rezultate parțiale în care am luat modelul peste toate input-urile mele ca să pot să fac graficul acela cu linia albastră ca să vedeți cum ce dă afară rețeaua. Ok? Bun. Ok. That's it. O să reiterez asta încă o dată, în ultimele 20 de minute rămase, dar o să reiterez pe un caz real, ca să vedeți cum pot să iau fix aceleași chestii pe care v-am zis acum, să le aplic pe text și să obțin o clasificare. În cazul de față, o să folosesc un dataset foarte celebru, se numește IMDB. Sunt o grămadă de review-uri de pe un site de review-uri pentru movies și sunt clasificate în funcție de sentiment dacă persoana care a postat review-ul are dacă review-ul este pozitiv sau negativ, dacă i-a plăcut filmul sau nu. Bun. Nu o să intru în partea de încărcare a datasetului, aici pur și simplu încarc datasetul. O să încerc să mă focusez pe partea de rețea neurală și dacă o să fie nevoie o să revin la partea de încărcare a datasetului. Dar ce este important de aici, o să copiez asta și să fac încă un cod, aici, dacă dau print train data, ia să vedem dacă merge. O secundă. Bun. Tam tam tam. Da, ok. Secundă că este prea mare ca să pot să-l afișez. Validation data de 3. Nu merge așa? Ok, deci am text și label. Bun, deci
părțile astea, bucata asta de cod care este la începutul fișierului, ce face este că îmi descarcă datele astea și apoi am scos două dicționare, unul de date de antrenare și unul de date pe care vreau să-mi validez modelul. Și datele astea sunt, uite, deci am pentru fiecare text, pot să afișez textul pentru al treilea element și pot să afișez label-ul pentru al treilea element din datele de validare și arată ceva de genul ăsta. Textele arată așa, a dat 5 stele, former New Orleans, homicide, cap, nu știu ce. Deci ăsta e review-ul în sine pe care l-a scris omul. Și apoi am label-ul care este 0 sau 1 în funcție de dacă review-ul lui este pozitiv sau negativ ca sentiment. Deci, în prima parte asta de încărcare de date, ce am făcut a fost că am descărcat datasetul ăsta în care train data este un dicționar cu două key, text și label. Train data și validation data de text sunt niște array-uri în care am toate textele. Și, de exemplu, aici am plotat textul numărul 3 și am obținut asta. Ok? Pot să iau array-ul de label-uri și pot să iau label-ul pentru textul numărul 3 și obțin că e 0, că e un sentiment negativ. Ok? Are sens cum e structura datasetului? Super! Apoi, bun. Ca să poți să feed-ui datasetul ăsta într-un mod convenient într-un model de tip PyTorch, mai există o a treia, ca să zic așa, procedură, pe lângă cea de declararea rețelei și cea de declararea loop-ului de antrenare, care este cea de procesare a setului de date, astfel încât să fie ușor de parcurs pentru rețea, care are următorii pași. Și o să mă duc aici, în cod. Aici, dataset. Folosim PyTorch, puteți să vă declarați un dataset care știe el să vă grupeze setul vostru de date în input-uri mici pe care puteți să le dați la rețea ca să învețe pe ele. De exemplu, în grupuri de 10 elemente, să învețe pentru asta 10 texte output-uri. Sau așa mai departe. Pentru asta, primul pas. 1. Am clasa pe care puteți să o numiți cum vreți voi, dar eu am zis dataset, care moștenește torch.utils.data, da. utils.data.dataset. Și aici, foarte important, de asemenea, init-ul. Și aici, din nou, puteți să dați parametri. De exemplu, eu aici i-am spus de unde se ia datele. Îi dau datele în sine, toate datele mele. Și, de exemplu, ce o să fac este că atunci când îmi creez dataset-uri, o să fac două dataset-uri. O să am un train dataset care o să fie un dataset. Am aici, o secundă. Aici, o să dau train data și validation data. Deci o să fac două dataseturi, unul în funcție cu datele de train și unul cu datele de validare. Ok? Și, de exemplu, aici pot să salvez self.data egal data. Pasul 3. Trebuie să aveți tot timpul un get item, scris tot așa, underline, underline, get item, underline, underline, de self și o să primiți un indice. Aici o să zic sample, nu? Ce trebuie să facă funcția asta este să returneze textul și label-ul pentru sample-ul ăsta. Și aici ce am făcut este că am luat data de text, de sample, nu? Și data de label, de sample, nu? Și le-am returnat.
Sample nu. Return. Și data de label de sample nu. Bun. Și mai aveți funcția de len care trebuie să întoarcă lungimea datasetului. În cazul de față este self.lungimea a câte label-uri am. Bun. Acum, aici mai puteți observa că am folosit un tokenizer și ai făcut cumva tokenizerul ora trecută? Sau mi s-a părut? Ok, aveți mare idee cum funcționează un tokenizer? Super. Deci, practic ce fac aici este să mai declar și un tokenizer. Din păcate, fiind timpul atât de scurt, nu o să mai am timp să intru în ce face și cum funcționează și de ce este util aici. Dar, practic, cum ați văzut ora trecută, am prins doar puțin din ea. Practic, ce face tokenizerul este că îmi ia un text, mi-l împarte în cuvinte și apoi pentru fiecare cuvânt îmi dă un număr. Gen, am un vocabular care poate să fie oricât de mare, depinde de tokenizer. Și tokenizerul vine, se uită pe astea, le caută în vocabular, zice, a, Ana este cuvântul 13 din vocabular, Are este cuvântul 100 din vocabular și Mere este cuvântul 27 din vocabular și îmi transformă Ana, Are, Mere într-un array cu numerele astea. Ok? Pe care noi apoi le putem procesa. Deci aici am self.tokenizer.encode de text. Practic ce face este că mi-a textul meu și mi le încodează în numerele astea din vocabular. Are sens? Perfect. Deci aici la getItem nu returnez textul per se, ci returnez array-ul ăsta de token din vocabular. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este că o rețea neurală nu poate să proceseze inputuri de lungimi diferite. Pentru asta mai am aici o funcție care face pad or trim, adică ori mai completează cuvinte, ori mai taie din cuvinte, astfel încât să am tot timpul la fel de multe cuvinte. Funcția asta am definit-o eu aici, care primește niște tokeni și tot ce face este să se asigure că tot timpul am 512 tokeni. Dacă am prea puțin tokeni, completez cu end of text token, adică cu un token care zice că s-a terminat textul, nu mai e nimica. Dacă am prea mulți token, pur și simplu îi tai până la 512. Ok? Bun. Deci asta ar fi partea de dataset. Am partea de init, în care îmi salvez datele și în cazul ăsta și tokenizerul pe care vreau să-l folosesc ca să procesez datele. Am partea de getItem, care pentru un număr îmi întoarce sample-ul ăla din dataset, îmi întoarce textul pentru sample-ul curent, care este încodat în cifre și care este adus la 512 token. Ok. Am partea de len, care este obligatorie ca să știe cât de multe elemente sunt în dataset, torch. Și aici este o funcție pe care am făcut-o eu în plus, care să-mi aducă toți tokenii la 512. E ok? Bun. Apoi mi-am inițializat două astfel de dataseturi cu același tokenizer, unul pe datele de train și unul pe datele de validare, ca să-l folosim pentru train și pentru validare. Și apoi, aici intervine o primă parte din magia PyTorch, pot să-mi declar un data loader care o să-mi ia datele astea și o să mi le pregătească direct ca să intre în rețea, spunându-i că data loader-ul ăsta să ia date din train dataset, batch size-ul cât de mare vreau să fie, vreau să-mi ia 16 date odată de intrare pe care rețeaua să le proceseze. Ideea este că dacă aveți milioane de date, nu puteți să calculați ce ar da rețeaua pentru toate milioanele de date, pentru că nu aveți memorie suficientă. Așa că ce se face în practică este că se împarte setul de date în chunk-uri mai mici, de exemplu de câte 16, și fac optimizarea pe fiecare batch, pe fiecare chunk. Ok?
Mai pot să ne spun dacă vreau să mai amestece datele, ceea ce în general vreți, ca să nu fie toate alea cu 0 la început, toate alea cu 1 la început, care ți-au inițial să învețe să dea doar 0 și pe aia să învețe să dea doar 1 și de fapt n-a învățat nimica, fiind amestecate cu 0 și 1 să aibă diversitate. Și apoi puteți să spuneți câte thread-uri să rulezi în paralel. Asta poate să vă pregătească mai multe batch-uri de date în paralel dacă aveți mai multe procesoare. Sau, mă rog, mai multe thread-uri, suportați mai multe thread-uri. Asta, partea asta e cumva standard. Asta puteți să o luați, gen copy-paste. Apoi, am modelul. Nu o să intru acum în model, o să intru puțin mai târziu. Perfect. Ba da, hai să intru acum în model. Bun, modelul pentru problema asta e complicată. Din nou, la model moștenesc torch nn module. Am funcția de init care este fix, scrisă fix așa, la care poate să mai primească niște parametri. De exemplu, aici am spus câte cuvinte are în vocabular. Bun. Și apoi, aici am declarat o serie de straturi. Am un strat liniar, un strat de ler, un alt strat liniar, iar un strat de relu și iar un strat liniar. Da, îmi pare rău, o să trebuiască să depășesc puțin timpul. Vă supărați? Ok, super. Bun, deci aici am declarat straturile ca în partea cealaltă și le-am declarat într-un module list în care primește un array. Este foarte important să fie un module list și nu un array simplu, pentru că dacă este un array simplu, PyTorch nu știe să intre în array să vadă ce parametri aveți acolo. Dar dacă îl puneți într-un module list, PyTorch știe să intre că acolo sunt straturi și vă găsește weight-urile și bias-urile pentru fiecare strat. Și apoi pot să fac un for pentru fiecare strat în clasificatorul meu, adică pentru fiecare strat de aici, x devine layer de x, adică aplic layer-ul peste x. Și asta e clasificatorul meu. Ok? Înainte de asta, mai am aici un pas pe care nu l-am discutat până acum, pasul de embedding. Pe lângă straturile liniare în torch, mai există multe alte tipuri de straturi, unul dintre ele este cel de embedding. Stratul de embedding ce face este că pentru un număr de iteme, care în cazul nostru o să fie cuvintele din vocabular, învață o reprezentare vectorială de cât doriți voi. De exemplu, aici vreau să transform într-un vector de 1024. Atât. Adică, stratul de embedding ce face este că pentru fiecare cuvânt de la vocabular, 1, 2, 3, 4, are asociat un vector care inițial o să fie random. Și folosind aceeași tehnică ca la optimizarea la weight-uri și la bias-uri, cu gradient descent, poți folosi gradient descent ca să optimizezi vectorii ăștia, astfel încât să obții reprezentări mai bune pentru cuvintele din vocabular, ca să poți face predicții mai bune. Are cumva sens? Deci este un strat care, primind un întreg, care este numărul din vocabular al cuvântului curent, îmi ia cuvântul ăsta și mi-l transformă într-un vector, ca apoi eu să pot să fac operații peste vectorii aia, la fel cum am făcut în prima oră. Doar că în loc să am un singur element ca intrare, o să am 1024. Adică, practic, e ca și când aș avea 1024 de neuroni de intrare. Deci, stratul ăsta de embedding ce face este că îmi ia numărul de cuvinte din vocabular și pentru fiecare cuvânt îmi pregătește un vector de 1024 care se învață și el în timpul antrenării cu gradient descent. Apoi, când primesc un text, care este un vector de numere de genul ăsta, 1, 2, 5, 7, 10, când aplic stratul de embedding, ce o să se întâmple e că o să-mi ia chestia asta și o să-mi o transform într-o matrice în care pe 1 îl înlocuiește cu vectorul de la 1, pe 2 îl înlocuiește cu vectorul de la 2 și așa mai departe. Ok? Și o să am o matrice în care am vectorii pentru fiecare cuvânt pe care am învățat. Și apoi, ca să poți ideea e că nu
pentru rețelele pe care le-am învățat în prima oră, nu pot să am o matrice ca input. Adică e ok dacă am mai multe inputuri, gen X2, X3, X4 și să se ducă la un neuron, dar nu pot avea o matrice. Adică pot avea un vector ca intrare, dar nu pot avea o matrice. Așa că ce am făcut la pasul următor a fost să fac media tuturor reprezentărilor ăstora. Adică am luat toți vectorii ăștia pentru fiecare cuvânt și le-am făcut media ca să obțin o singură reprezentare de 1024 care este practic media reprezentărilor tuturor cuvintelor din review-ul meu. Are sens? Deci pentru fiecare cuvânt am o reprezentare și apoi dacă fac media tuturor cuvintelor, deci asta să zicem că e o matrice de 10 pe 1024 în care pentru fiecare din cele 10 cuvinte am 1024 de elemente în vector. Dacă fac media, o să obțin un singur vector de 1024 care e cumva media tuturor cuvintelor. Pe care apoi pot să le trec prin straturile astea. Am un strat în iar care primește 1024 de input-uri, scoate 1024 de output-uri, peste care aplic relu, peste care aplic alt strat liniar, peste care aplic relu, peste care aplic alt strat liniar. Da. Și pur și simplu iterez prin layer-urile astea și le trec prin clasificator. Și apoi, parte de antrenare, îmi declar modelul, îmi declar funcția de loss, care aici o să fie puțin diferită. Înainte, loss-ul meu, eroarea mea era pur și simplu diferența la pătrat. Aici avem o problemă de clasificare. Pentru problema de clasificare, ce mi-ar fi plăcut să am timp să vă zic, dar nu m-am încadrat în timp, pare rău. Ideea este că pentru probleme de clasificare o să ai câte un neuron pentru fiecare clasă pe care vrei să o ai. Și practic, la final, dacă am 10 clase, să zicem, ultimul meu strat o să aibă 10 neuroni. Și fiecare strat, fiecare neuron din cei 10 o să-mi zică cât de mult crede el că este inputul din clasa lui. În cazul de față, eu am 2 neuroni aici la final, pentru cele două clase, exact. Și primul neuron o să spună cât de mult crede că este review negativ și al doilea neuron o să spună cât de mult crede că este review pozitiv. Nu o să mai putem folosi loss-ul de tip diferența la pătrat. Pentru probleme de clasificare se folosește un loss diferit. Cel mai folosit este cross-entropy loss, pe care puteți să-l importați direct din PyTorch. Și apoi, procedura de antrenare este fix la fel. Acum pot să fac chestia asta. Pentru fiecare set de token și label-uri în data loader, care data loader este chestia pe care am făcut-o mai devreme, în care mi-a împărțea el deja în batch-ul de 16 dataset-ul meu și îmi pregătea totul ca să intre în rețea, pot să iterez pur și simplu prin el. Deci pot să fac asta și mă scapă pe mine de a parcurge dataset-ul. Pentru fiecare set de token și label-uri din dataset, fac fix pașii pe care am făcut până acum. 1, mă rog, puteți face 0 grade și la final. O să mut asta la început ca să fie din același... pe aceeași temă cum era până acum. 1, resetez toți gradienții de la model. 2, aplic modelul peste tokenii pe care i-am primit ca input. 3, calculez loss-ul de output-ului meu față de label-urile care sunt din dataset. Și apoi, asta e o chestie de care nu aveți nevoie, asta e doar am plotat-o eu ca să vedem cum arată loss-urile. Loss.backward, optimizer.step. Sunt fix aceiași pași pe care am avut mai devreme. Și apoi pot face predicțiile pur și simplu uitându-mă la output și văzând argmax este valoarea maximă de pe ultimul strat. Adică dacă neuronul 0 a dat o valoare mai mare, înseamnă că din clasa 0. Dacă neuronul 1 a dat o valoare mai mare, înseamnă că din clasa 1. Și așa pot obține predicțiile mele și pot calcula o acuratețe a predicțiilor ăstora. Din păcate nu mai pot să intru în detaliu în codul ăsta pentru că a expirat timpul. O să vă încurajez să vă uitați voi pe el, v-am trimis codul și să mai scrieți pe Discord ca să discutăm. Dar aici sunt rezultatele. O epocă este... aici am făcut 3 epoci. Epoca este denumirea pentru atunci când trec o dată complet pentru un set de date. Deci de 3 ori, trec de 3 ori prin setul de date, iterez prin tot setul de date
și fac pașii pe care am zis, model.0 grad, obțin outputul modelului, calculez loss-ul, loss.backward, optimizer.step. Și apoi am aici o procedură de evaluare care trece din nou prin model și îmi calculează outputul modelului să vadă cât de accurate a fost. Și aici sunt rezultatele. După epoca 0, acuratețea mea pe setul de validare este de 94%, după epoca 1 este de 97% și după epoca 2, mă rog, epoca 3 cum ar veni, este de 98.1%. Și that's it. Mi-ar fi plăcut să intru să mai discut codul în detaliu, să vă arăt toți pașii intermediari, din păcate nu mai am timp. Puteți să mai scrieți pe Discord dacă aveți întrebări și vreți să mai discutăm părțile din cod de aici. Dar în principiu codul ăsta are cam toți pașii care sunt necesari ca să vă declarați dataset-ul. Aveți aici cum îl declarați, toate funcțiile necesare. Să vă declarați modelul cu init și forward. Și apoi loop-ul de antrenare care este ăsta. Și template-ul ăsta puteți să-l luați, să-l aplicați peste orice dată de input și dacă aveți arhitectura rețelei ok, în principiu o să meargă. Super! Mulțumesc mult! Apreciez că ați fost atenți și că ați pus întrebări și ați fost implicați. Mult succes la Hackathon! Aștept să mai puneți întrebări pe Discord!